Bine v-am găsit, dragii mei prieteni. Nu știu de ce, dar în ultima perioadă m-am gândit foarte mult la speranță, la faptul că niciodată, în nicio situație, nu trebuie să-ți pierzi speranța și niciodată nu trebuie să te compari cu alții sau cu situația altora, pentru că poate situația ta este specială, poate că tu poți reuși acolo unde alții nu au reușit. Și pentru asta, dragii mei, am găsit o poveste foarte frumoasă care sper să vă încurajeze și pe voi, să vă facă să vedeți binele din orice, să căutați să faceți bine și să nu vă pierdeți niciodată speranța. Pentru că, de exemplu, povestea pe care vreau să vă spun este despre un băiețel care era foarte grav bolnav într-un spital. Atât de grav bolnav încât niciun tratament nu mai funcționa, avea o boală ce nu putea fi vindecată. Și băiețelul stătea de luni de zile în spital și se întreba ce se va întâmpla cu el, mai ales că nici medicii, neavând niciun soi de remediu, nu puteau să spună cât va mai trăi sau cât de curând nu va mai trăi. Așa că băiețelul stătea trist în patul său și morocănos. De mult timp nu mai avea chef să vorbească cu nimeni. Nu mai avea chef să zâmbească, să socializeze, nici măcar cu mama lui, care venea în fiecare zi la spital și îi era alături prin orice putea să facă pentru el. Într-o bună zi, când stătea băiețelul în pat și era la fel de trist și de îngândurat cum fusese și în zilele celelalte, în rezerva lui intră un clovn. „Hei, ce-i cu tine?" îl întreabă clovnul. „De ce ești așa de posomorât? Cu siguranță cred că n-ai auzit de raiul copiilor." Băiețelul, deși era foarte atent la ceea ce spunea clovnul, nu a ridicat capul către clovn. „Dacă n-ai auzit de raiul copiilor, îți spun eu. Este un rai de 1.000, 100.000 de ori mai bun decât raiul părinților. Este un loc extraordinar pentru că se spune că toți copiii care sunt bolnavi sunt răsplătiți și ajung acolo în raiul ăsta care este extraordinar, ca un loc de joacă nemaipomenit. Dar pentru asta, spune clovnul, îți trebuie un tichet special. De fapt, nu unul, mai multe tichete aurii ca să poți intra în raiul copiilor." „Cum mai multe tichete aurii?" întreabă băiețelul în momentul acela. „Da, trebuie să strângi cât mai multe tichete aurii în sacul ăsta gri," spune clovnul și scoate de undeva din haina sa un sac gri. „În sacul ăsta gri trebuie să pui toate tichetele aurii. De fapt, nu le pui tu, îți apar, dar pentru asta ai nevoie de alte tichete." „E, da, bine, e complicat și oricum eu nu am bani. Dacă este vorba de cumpăra tichete cu bani, eu nu am bani." „Nu, nu, 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 nu este vorba de cumpăra tichete cu bani. Tu trebuie să iei niște bilete obișnuite, albe, galbene, de orice culoare, știi tu, ca niște sticări, așa, și să treci pe fiecare sticker când faci ceva bun. De exemplu, nu știu, dacă ai făcut pe cineva să zâmbească sau dacă ai spus o glumă bună și cineva a râs sau pur și simplu te-ai purtat frumos cu cineva, atunci iei biletul, scrii pe el, îl bagi în sacul gri și să vezi, a doua zi de dimineață când te trezești, o să găsești în sacul acesta un tichet aurii pentru raiul copiilor. Și când o să aduni multe, cât mai multe, o să vină un înger care ți-a lăsat și tichetele aurii fiecare noapte și o să te ducă în raiul copiilor." „A, păi asta aș putea să fac," a spus băiețelul. Și clovnul a plecat, lăsându-l băiatului sacul gri. Din ziua aceea, băiețelul a început să își revină la viață. Primul lucru pe care l-a făcut a fost că atunci când a venit mămica lui să-i dăruiască cel mai frumos zâmbet, când mama a intrat în salon și a spus: „Bună, dragul meu, ce mai faci?" El să spună: „Sărumâna, mamă, ce mă bucur că ai venit." Și mama a fost atât de bucuroasă și de impresionată. Iar băiețelul, în seara aceea, a trecut pe bilețel: „Astăzi am făcut-o pe mama să zâmbească." Și s-a bucurat foarte mult și a băgat bilețelul în sacul gri, nerăbdător să vadă ce se întâmplă. A adormit. A doua zi de dimineață, când s-a trezit și a luat sacul de lângă el și s-a uitat în interiorul lui, a văzut înăuntru un tichet
auriu pe care scria tichet pentru raiul copiilor. Și s-a bucurat nespus, așa că a doua zi s-a purtat foarte frumos cu asistentele. A zâmbit și a făcut glume cu doctorii. Apoi a avut grijă de copiii care erau chiar mai bolnavi decât el și mai triști decât el. Apoi a început să spună glume peste tot. Era renumit în tot spitalul și în fiecare seară trecea pe bilețel. Astăzi am avut grijă de un copilaj mai mic decât mine. Astăzi am făcut o glumă cu domnul doctor și s-a distrat de minune. Astăzi am ajutat doi oameni mai în vârstă care sunt foarte bolnav și în fiecare seară băga bilețelele, tichetele acelea, iar a doua zi de dimineață pentru fiecare bilețel mai găsea câte un tichet auriu, mai găsea câte un tichet auriu. Sacul începuse să fie destul de plin, nu reușise încă să-l umple, dar băiatul s-a schimbat cu totul și toți cei din spital îl iubeau nespus. Și știți ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că la următoarele analize nu mai avea nimic. Băiețelul se vindecase. Acum nu se știe dacă vreo familie de oameni bogați de care băiatul a avut grijă în spital și cărora le-a spus glume și i-a mângâiat, o fi intervenit și o fi plătit pentru băiat un tratament mai scump. Sau pur și simplu medicii l-au îndrăgit atât de tare încât au căutat și au găsit o soluție pentru el, sau pur și simplu s-a vindecat pentru că a făcut numai fapte bune. Nu se știe acest lucru. Cert este că băiețelul s-a vindecat și că a lăsat scris acolo în spital: nu uita să-ți umpli sacul tău gri cu bilețele aurii pentru rai. Nu uita să faci din viața ta uneori cenușie, o viață vie și plină de bine, de zâmbete și de frumos pentru ceilalți, oricât de greu ți-ar fi ție. Așa că nu uita să nu-ți pierzi speranța și să-ți umpli sacul și să-mi trimiți un mesaj dacă ți-a plăcut povestea mea la numărul de telefon mobil 0740 171 622. Pe curând, prieteni! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor! Bucuria poveștilor!